Mai puțin cunoscută, poate, este casa lui Constantin Tănase, pe care ne propunem să vă prezentăm astăzi, odată cu amintirile pe care le evocă. Din strada Știrbei Vodă, pornind din fața Cismigiului, se desface o străduță al cărei nume, Puțul cu Plopi, evocă începuturi de istorie bucureșteană. La numărul 10, casa în care popularul actor a trăit peste două decenii. Aici era locul unde își regăsea liniștea și odihna după zbuciumul și energia risipită cu repetițiile, cu spectacolele, cu organizarea turneelor. Grădina mai există și azi. Mai avea un câine lup și o pivniță teribilă, cum spunea Tănase, în care varza acră pusă la butoi căpăta virtuți nemai întâlnite. Își iubea mult gospodăria și nu s-ar fi mutat de aici nici în ruptul capului. Ne primește soția marelui actor, Virginia Tănase, ea însăși fostă actriță de comedie și mai ales ajutorul de neprețuit al lui Tănase în montarea spectacolelor. Acum v-am rugat să fiți nu numai gazda amabil, așa cum v-ați dovedit până acum, ci și ghid în acest mic muzeu. Da. Vedem aici foarte multe tablouri, fotografii, caricaturi, mai ales caricaturi, aveți foarte, foarte mult. Despre care vreți să ne vorbiți? Despre aici acelea... este în Riorita, care apărea soțul meu în travesti. Ah, vezi și în travestiul. Da, într-o revistă din 1935. Tabloul din fund, ce reprezintă? Acolo reprezintă soțul meu la vârsta de 39 de ani, cu băiatul meu cel mare în brațe. Da, cu Radu. Radu, da. Iată foarte multe fotografii din turneele. Acesta este din Egipt. Suntem fotografiați pe cămile, piramidele și cu toată trupa. Sunt 98 de persoane care au mers cu noi în turneu. Și am făcut voiajul Istanbul, am făcut Cairo, Alexandria, Beirut. Da, ce sunt plachetele? Plachetele care au fost făcute la Vaslui cu ocazia comemorării soțului meu când am plinit 90 de ani. 90 de ani de la naștere, acum 2 ani. Și asta este făcută anul ăsta când a fost Festivalul Umorului. 32 de județe au dat concursul și au fost premiate. Asta este o fotografie care este foarte bună și este exact care arată și goblenul. Da. Aici este băiatul lui Iancu Brezeanu, Grigore Brezeanu, care acum 50 de ani, cred că se ocupa cu impresariatul și bărbatul meu ducea repertorul. Da, asta ține de începuturile activității teatrale a lui Constantin Tănase. Începutul, da. Iată câteva caricaturi. Una este făcută de Șeptilici, alta e făcută de Măruță. George Măruță. Caricatura asta este a lui Neagu Rădurescu, care este dintr-o comedie, dintr-un băiat de zahăr, care s-a jucat când plecam noi cu revistele în turneu, cu ansamblu de cel puțin 60-70 de persoane. Nu exista să plecăm în provincie fără să fie un număr cum trebuie și să nu fie spectacol. Erau scene, nu încăpeau decât 10 persoane și bărbatul meu spunea așa: intrați toți să vadă lumea că am venit toți.